Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Un clujean a fost primit la examenul pentru școala de șoferi la poliție pentru că avea barba prea mare, nu semăna cu cel din buletin. S-a pățit? Cum sunt eu acum, mustăcios? Cu mustăcios, tu semeni. Tu nu cu mustața ai diferența, ci poate cu lățimea, nu știu. Da. Cu falcuțele. Băi, mie mi s-a întâmplat cumva. Mi s-a întâmplat la frontieră. Și nu de mult. Buletinul meu este din 2013. Deci de-abia aștept să-l schimb. Am plecat undeva în Europa cu paleta asta de buletin. Pentru că Ione nu suportă să umble cu pașaportul, nu știu de ce, și eu am pașaport nou, frumos, de la cu chip, care, știi, treci da. El pe la automat și trebuie să mă duc cu paleta asta de plastic, în care am o poză din 2013, când, băi, eram alt om. Stai să ne oprim puțin la momentul ăsta. Adică, ok, Ione vrea să meargă cu buletinul. Cu buletinul, da. Treaba e, da. De ce trebuie să mergi și tu? Trebuie să mergeți în tandem cu... Nu, mie nu, adică, știi cum se întâmplă? Cumpără ea bilete de avion. Și duce automat datele din buletin. Da, să știi că nici pașaportul nu e un avantaj. Poza din pașaport, ai văzut? Părăm toți criminali în serie. Corect, suntem serioși. Dar să vezi poza din permis auto. Dacă v-ați făcut în ultimul timp poză la permis auto, este ca un fel următor. Te duci și zice, mi s-a întâmplat la un moment dat, trebuia să stau cu spatele la un zid alb. Și spune, ia, stați drept. Da, zice, nu, sunteți prea înalt, mai lăsați-vă un pic. Și, nu, adică ideea de a ridica aparatul nu funcționează, aparatul e fix. De fapt, tu te orientezi pe aparat. Da, da, da. Zice, mai lăsați-vă un pic, mă lasă mai frâși. Mai lipiți-vă capul pe spate așa puțin, mai lăsați-vă rințele. Și a ieșit o poză în care stăteam cu bărbia lipită de piept, cu o față de tălâm total. Bun. Deci cu buletinul. Și mă duc la poliția de frontieră. Cum se numește? Orice om cinstit care se confruntă cu autoritățile, care îi verifică ceva, orice, mă, îl trec fiori. Eu așa sunt de fiecare dată. Deci oricând mă oprește poliția cu un trafic în ceva, chiar dacă sunt super ok, am toate actele, n-am bău, n-am nimic, mă gândesc, mă, dacă găsesc ăștia ceva în neregulă, ce fac eu? Și ăla se uită, domnul polițist, se uită la buletin, în care sunt tânăr, juvenil, frumos, și se uită la mine, zice, momentul ăla m-au trecut toate apele. Era buletinul meu. Zice, nu prea semănați. Ba ce? Hai, ta. Eu fac ochii mari așa la el și zic, eu sunt. Ia scoteți-vă ochelarii. Scot ochelarii, de parcă ochelarii erau probleme. Scot ochelarii. Zice, de când e poza? Păi zic, de când e? Din 2013. Dar zice, dacă chiar nu mai semănați deloc, face. Și mă uitam, Ion era de partea cealaltă. Hai, ce faci? Mă arestează. Ai buletinul la tine? Te mai fuc curios. Ai buletinul? Ți-l arăt imediat. Și asta a fost în cele din urmă, m-a lăsat să trec cu îngăduință. M-am simțit ca la examen, că luam 5-ul. Da. Am luat... Cât ai luat? 5-ul, frate, am luat 5-ul, nu contează, am trecut, mă duc în vacanță, ce băierie. Deci de-abia aștept să-mi schimb buletinul ăla nefericit. Da, o vor fi apărut alea mici, că și eu l-aștept pe la mic de ani de zile deja. Și că e proiect pilot în Cluj, am înțeles, proiect pilot, dar la anul, când mă duc eu să-l schimb, sper să fie gata, că vreau de la mic cu chip. Ăla, da, de vreo 2 ani încoace, tot aștept vara aia în care să-l merg să-l schimb. Apar primele 5.000 în Cluj. Aha, asta ziceam adineori. Da. Deci, oricum, domnul clujean, ca să termin cu asta, se duce să se bărbierească ca să poată să se înscrie la examenul de permis. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.